Romani, capitolul 16, de la versetul 17. Vă îndemn, fraților, să vă feriți de cei ce fac dezbinări și tulburare împotriva învățăturii pe care ați primit-o. Depărtați-vă de ei, căci astfel de oameni nu slujesc lui Hristos, Domnul nostru, ci pântecelui lor, și prin vorbiri dulci și amăgitoare ei înșeală inimile celor lesne crezători. Cât despre voi, ascultarea voastră este cunoscută de toți. Mă bucur dar de voi și doresc să fiți înțelepți în ce privește binele și proști în ce privește răul. Dumnezeul păcii va zdrobi în curând pe Satana sub picioarele voastre. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi. Amin. Vă invit să vă reașezați. Fratele Adrian ne vorbea despre pericole care sunt în biserică, cele patru pericole, învățătura falsă sau erezia, dezbinarea, extremismul, graba și așa mai departe. Examen, școală de șoferi. Ce înseamnă indicatorul acesta? Alte pericole, neprecizate. În viață sau pe stradă, mai bine zis, avem indicatoare care sunt de avertizare. Te avertizează că este un pericol. Pericol să întâlnești bicicliști neatenți, pericole să fie animale care pot să traverseze strada, pericol să fie gropi, și astea sunt comune în România, pericole. Dar când apare indicatorul acesta, spune, sunt alte pericole care nu pot fi desenate. Și atunci, cel mai simplu e, ai pus semnul ăsta și te poți aștepta la orice pericol. Cam asta este și în acest sfârșit de slujbă. Aș vrea să continui pe linia aceasta și să vorbesc despre alte pericole în biserică. Alte pericole. Pentru că pericolele sunt la tot pasul. Chiar dacă noi nu întâlnim des indicatorul acesta, dacă ar fi din punct de vedere spiritual, indicatorul acesta îl întâlnim la tot pasul. Dumnezeu trimite avertizări, avertismente. Pericolele sunt la tot pasul. În orice loc te poți confrunta cu pericole. Pericolele pot fi mortale unele. Acum, că intri cu mașina într-o groapă, că poți face pană, că poți strica puțin mașina, e o pagubă doar. Dar sunt de multe ori pericole care pot produce accidente grave, mortale. Pericolele pot fi personale, dar și sociale. Adică un pericol te poate afecta pe tine, dar e și mai grav că nu doar pe tine te afectează acel pericol, ci afectează și pe alții. Și acolo este foarte grav și trebuie să ne dăm seama de responsabilitatea aceasta. Când tu te joci cu focul, e până la urmă problema ta și responsabilitatea ta, dar când tu te joci cu focul și aprinzi o cetate, vă dați seama că e altceva asta, numai oamenii fără minte o pot face. Pentru că pericolele pot fi și sociale, comunitare, că păcătuiești tu, suferi tu, dar în urma pericolelor tale pot suferi și alții. Și ce ar trebui să mai știm despre pericole este că de multe ori, și de fapt de cele mai multe ori, pericolele sunt ascunse. Indicatorul se pune, dar tu nu știi. Nu știi când, nu știi de unde, nu știi cum, nu știi de ce, nu știi prin cine, nu cunoști detalii, dar dintr-o dată pericolul este în fața ta. Și de aceea trebuie să fii mereu atent. Și de aceea în viață trebuie mereu să fii atent și atent la pericole, la alte pericole, care sunt câteva, vreau să fiu scurt, dar totodată să înțelegem că din punct de vedere spiritual suntem mereu, mereu în pericol. Pe lângă cele amintite de fratele Adrian, s-au expuse și într-o altă manieră. În primul rând, un pericol pe care îl consider și pe care îl văd în acest pasaj, este, o numesc, deriva emoțională.
deriva emoțională. Despre ce e vorba? Trăim sub o tiranie a plăcerii. Tirania lui îmi place. Venim la biserică și trecem totul prin filtrul lui îmi place. Mi-a plăcut cântarea, înseamnă că e spirituală. Nu mi-a plăcut cântarea, înseamnă că nu-i de la Domnul, așa că... Mi-a plăcut predica, nu mi-a plăcut predica, mi-a plăcut programul, nu mi-a plăcut programul. Totul se trece prin filtrul emoțiilor, prin filtrul plăcerii. Avem o mare, mare problemă cu simpatia și antipatia. Un predicator ne este simpatic, altul pur și simplu ne este antipatic. Că cel simpatic nu ne spune deloc adevărul, că cel antipatic ne-l spune, asta contează mai puțin. E antipatic și gata. Spune aici, oameni care prin vorbiri dulci și amăgitoare înșeală inimile celor lesnecrezători. Sunt oameni lesnecrezători, care trec totul prin stomac, aici spunea, slujesc pântisului lor. E o modalitate prin a spune oamenilor că oamenii trec mai mult prin stomac, adică dacă îmi place, dacă e bun la gust, în rest nu contează. Aș vrea să țineți minte afirmația aceasta. Nu tot ce îmi place e și bun. Și nu tot ce e bun îmi și place. Nu confundați plăcerea cu binele. Asta e marele pericol. Că definești totul prin îmi place. Și dacă îți place, și observați, eu mă mir de multe ori, mă mir pentru că sunt oameni și eu o văd asta la nivel personal. Aceeași predică, nu azi, mâine, poi mâine. Aceeași predică, aceeași slujbă, nu unul pe internet, amândoi aici. 10 aici, 100 aici. Vine unul și spune, slavă Domnului, frate, mi-ai vorbit, seara asta a fost extraordinar. Și altul, altceva nu mai aveai de făcut, dar când te mai... Care e explicația? Tirania plăcerii. Pentru că filtrăm totul prin îmi place. Dacă îmi place sau nu-mi place, nu contează restul. Nu contează dacă e adevărul, nu contează dacă e util, dacă trebuie, ci doar dacă e simpatic sau antipatic, dacă îmi place sau nu, sau ce simt eu. Că trece prin stomacul meu, ce simt eu? Am simțit har? N-am simțit. Înseamnă că dacă n-am simțit eu ceva în timpul predicii, n-a fost de la Dumnezeu. Că n-ai simțit tu. Foarte bine. Totul trece prin simțuri. Deriva emoțională, că vrem să simțim. Și dacă n-am simțit seara asta, înseamnă că nu a fost o seară pierdută. Pentru că n-am simțit eu. Și niciodată problema nu e la tine. Și niciodată nu e problema că poate nu simți tu ceea ce trebuie, că poate plăcerile tale nu sunt aliniate cu plăcerile lui Dumnezeu. Că așteptările tale nu sunt aliniate cu așteptările lui Dumnezeu. Nu-ți pui problema că problema e la tine. Deriva emoțională. Din păcate, de multe ori, de prea multe ori, tragem linia și spunem, mi-a plăcut, nu mi-a plăcut, și spunem mereu că ceva e spiritual sau mai puțin spiritual în funcție de ceea ce ne place nouă. Muzica pe care o ascultăm noi și care ne place nouă, aceea e spirituală. În rest nu contează. Și apoi și dacă nu e spirituală, dar ne place, și atunci... Avem scuze și pentru astea. Nu le trecem prin alte filtre, dar în primul rând majoritatea lucrurilor le trecem prin filtrul acesta emoțional, prin ce simt eu acum. Și dacă eu nu simt nimic, înseamnă că nu a fost har și nu a fost bine și nu a fost ce trebuie. Alt pericol, supremația încredințărilor personale. Fiecare om, oricum, are setul lui de valori, de opinii, de păreri, fiecare are dreptul, libertatea de a gândi ce vrea, însă problematic este atunci când vrem să impunem altora încredințările noastre, cum ni se spunea, și mai mult decât orice, este când există acea supremație a încredințărilor personale, adică ceea ce făceau fariseii. Desfințau porunca lui Dumnezeu și puneau mai presus de ea datina strămoșească. Părerea lor, chiar dacă Dumnezeu zicea altceva,
chiar dacă legea spunea altceva, întotdeauna deasupra, pe scaunul de domnie, era încredințarea personală, părerea mea, opinia mea. O, și de câte ori aud astfel de expresii. Și mai trist este că nu le aud, pentru că ar fi, măcar cei care spun asta e părerea mea, măcar sunt sinceri, cât de cât sunt obiectivi. Dar cei mai mulți nici măcar n-au obrazul să spună, e părerea mea. O, scrie Biblia despre cravată. Da, sigur. El nu spune că e părerea lui. El spune, Biblia spune. Și trage tare că Biblia spune. Și tu îl întrebi, păi da, Biblia asta are capitole, au făcut bine că au pus pagini în ea, capitole, versete, pe cărți, e așezată, arată-mi scris așa, că am învățat să citim noi, câțiva știm să citim. Dă-ne, te rog, versetul ăsta unde scrie asta. Supremația încredințărilor personale. E ușor să spui, spune Biblia, și multe spune Biblia în capul celor care, în care guvernează încredințările, multe spune. Dar dacă e la bani mărunți, s-ar putea că e tăcere în foarte multe lucruri pe care noi le punem deasupra. Supremația încredințărilor personale. E foarte bine, cum am auzit deja, ai o părere personală. Cum spune Pavel, încredințarea pe care o ai, păstrează-o pentru tine. Vrei să postești 5 zile pe săptămână? Foarte bine, în regulă, postește, frate, că poate e mai bine așa. Dar nu impune altora. Și nu spune că altul e păcătos că nu postește ca tine. E problema ta că tu alegi anumite lucruri, vrei să faci calea cât de îngustă, un fir de sârmă, abia să treci și tu, e treaba ta, e problema ta. Dar nu impune altora părerile tale, opiniile tale, încredințările tale, supremația încredințărilor personale. Citim Biblia, avem Biblia. Să fie foarte clar, da, dacă Biblia vorbește de ceva, autoritatea supremă pentru viața noastră de credință este, a fost, este și trebuie să rămână mereu și mereu Biblia. Nu încredințarea mea personală, că mi s-a părut mie, că vreau eu, că așa a zis bunicul, că bunica, strămoșii noștri, că au zis românii, că în zona noastră, că biserica noastră, că păstorul nostru, nu ei sunt autoritatea noastră supremă. Autoritatea noastră supremă, ca normă de viață și credință, este Scriptura, Cuvântul lui Dumnezeu. Și noi trebuie să ne aliniem părerile noastre, avem dreptul să le avem, trebuie să le avem, dar să le păstrăm pentru noi și mai ales să nu, niciodată să nu le punem să aibă supremație în viața noastră, să nu fie mai presus de Cuvântul lui Dumnezeu. Ele trebuie să fie undeva, e bine. E bine, regulile sunt foarte bune, dar regulile noastre, datinile noastre, părerile noastre, nu trebuie să fie peste Cuvântul lui Dumnezeu, cum spune Pavel. Noi nu trebuie să trecem peste ce este scris. Și trebuie totdeauna să dăm prioritate, să dăm autoritatea pe care o merită Cuvântul lui Dumnezeu. În al treilea rând, al treilea mare pericol, care ne paște pe fiecare, la fiecare pas, îl numesc aici neștiința binelui. Spunea Pavel, aici folosea o sintagmă destul de ciudată, doresc să fiți înțelepți în ce privește binele și proști în ce privește răul. Să nu știi să faci binele, e o problemă. Neștiința binelui e un pericol. Trebuie să fii înțelept. Ce înseamnă asta? În cartea Isaia, în capitolul 1, versetul 17, Dumnezeu spunea, învățați-vă să faceți binele. E educație. E ceva ce te educi. Nu te naști învățat. Tu nu știi să faci binele. Și atunci, ca să faci un bine, trebuie să înveți. E o artă. E ceva ce ține de educație, bune maniere. Că tu vrei, zici că faci binele, dar dacă la fiecare bine pe care consideri tu că îl faci, te-ai oprit puțin și spui, aș putea să fac binele acesta mai bine? Pot să învăț să-l fac mai bine? Pot să învăț să fac binele? Ei bine, noi în seara aceasta suntem aici și eu consider că în această seară Dumnezeu ne-a așezat Scriptura, ne-a adunat la oaltă și vrea să ne facem mai buni. Și vrea să învățăm să facem bine, pentru că noi nu știm să-l facem suficient de bine. Nu știm să facem binele la cele mai înalte cote la care se poate ajunge.
Noi ne-am obișnuit binele și rău, facem binele. Dar Dumnezeu spune, învățați-vă să faceți binele. Educați-l, bă. Faceți-l în forma cea mai înaltă posibil. Faceți-l cât de bine puteți, acel bine pe care pretinzi că-l faci. Nu e suficient să spui, eu fac bine. Bine faci, Iona, câte mâini. Bine fac. Învățați-vă să faceți binele. Să fiți înțelepți în ce privește binele. Trebuie să înveți în neștiința binelui, din păcate, este un alt pericol, că nu știm să facem binele. Ne imaginăm noi, avem noi intenția să facem bine, dar nu ne iese totdeauna. Și ar trebui să fim conștienți în seara aceasta și să-i spunem lui Dumnezeu, Doamne, de multe ori mi-am propus să fac binele și nu mi-a ieșit. Pavel asta spune, văd în mine lupta asta, văd în mădularele mele luptă, doresc să fac binele, dar răul stă lipit de mine, nu pot că să faci binele. Nu-i simplu, nu-i ușor. Învață să faci binele. Asta înseamnă să te uiți foarte atent. Asta înseamnă să recunoști că ai o problemă. Asta înseamnă să spui înaintea lui Dumnezeu, Doamne, eu poate am avut intenția să fac binele, dar n-a ieșit binele pe care Tu aștepți ca eu să-l fac. Nu este binele acela perfect, nu este binele acela absolut, nu este binele acela cel mai înalt posibil, nu este. Eu m-am limitat, poate, să fac binele, dar Tu vrei poate ceva mai mult, vrei să mă înveți să fac binele, să-l fac de o manieră în care să-l poată primi Dumnezeu, să-l poată accepta Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Atâtea și atâtea și atâtea pericole, alte pericole. Pericolul derivei emoționale. Tirania lui îmi place. Îmi place cântarea, îmi place biserica, îmi place programul, îmi place predicatorul acesta, îmi place grupul acesta, îmi place genul acesta de muzică, îmi place așa, îmi place altfel, am simțit ceva, n-am simțit nimic și totul merge așa pe emoțional și am devenit critici emoționali. Totul trece prin stomac, îmi place, nu-mi place, mi-e simpatic, mi-e antipatic. S-ar putea ca cel mai antipatic predicator al tău să ajungă în rai și tu să ajungi în iad. Ești conștient de asta? Ești conștient de asta? Și s-ar putea ca ajungi tocmai pentru că îl consideri antipatic și îl urăști? Ești conștient de asta? Nu trece totul prin filtrul emoțiilor. Că emoțiile tale, sau cum spune Biblia, inima este nespus de rea și deznădăjduit de înșelătoare. O, eu în inima mea n-am simțit nimic. Vezi că inima te poate înșela. Nu te încrede în inima ta că n-ai simțit tu nimic. Că n-ai tu nimic. Vezi pe omul acesta, îl ascult, dar eu nu simt nimic. În inima lui e de piatră, nu simt nimica. Supremația încredințărilor personale. Când pui datin, când pui obiceiuri, când pui păreri, când pui opinii, când pui perspective personale mai presus de cuvântul lui Dumnezeu, când le impui altora, când ai așteptări cu privire la alții, și aceasta este iarăși o mare problemă și un mare pericol. Și apoi neștiința binelui. Că nu vrei să faci binele. Că nu vrei să înveți să faci binele. Că nu realizezi că binele nu poate fi făcut oricum. Că e o artă să faci binele, adică să-l faci și frumos, să-l faci și bine, să placă, să fie binele acela absolut. Dumnezeu când se uită spre tine să spună, iată un om, caut unul să facă binele și nu găsesc nici unul măcar. O, dar toți spun, noi facem bine, noi imediat buni și răi. Și totuși Dumnezeu spune, caut printre ei un om, caut unul să facă binele și nu găsesc nici unul măcar. De ce? Că a face binele e mai mult decât a face bine. E ceva ce ține de educație, de disciplină, de dorința, oare am făcut binele suficient de bine? Oare puteam să fac mai bine binele acesta? Oare se poate mai mult de atât? Sau ne mulțumim, am făcut bine, am cântat, cum a ieșit, a ieșit, slavă Domnului. Cum a fost, a fost, e bine și așa, totul merge pe repede înainte. Important că am făcut, a fost bine, da, am cântat, e bine, gata. Asta e ce mai contează.
Am dat, am făcut, am fost prezent în adunare. Asta e, s-a terminat. Învățați-vă să faceți binele. E un proces, e ceva mai mult decât simplă acțiune. E educație, e disciplină, e perseverență. Dumnezeu să ne ajute.